Așadar, continuăm materialele de iarnă cu absorpția undelor radio, de data aceasta mutată de pe Odobești pe Văcăreni de Galați. Acum voi arăta Odobeștiul cum a ajuns în decursul la 10 minute. Deci vedeți, cum spuneam, în absorpție, după o perioadă de timp, semnalele își revin la forma lor normală de recepție. Deci nu este propagare. Galațiul a scăzut, se vede în acest material. Ia, haideți să vedem cozia. Aici este Giurgiu, Bulgarii, deci nu mai este Topoloc. Așa. Aici era Topoloc pe 105 cu România Actualități cu RDS, iar acum este Muci. Deci se vede clar, e Muci total. Deci recepție scăzută extraordinar de mult. Mergem mai departe la Galați 106 cu 4. Convingeți-vă, deci Galațiul este sub normalul recepției de noapte în capitală. Deci absorpția mutată peste 9 minute jumătate de pe Odobești pe Galați. Putem sta cu materialul de filmat o perioadă de timp, da? Și să vă arăt, dacă vreți și aveți răbdare, cum își revine Galațiul. Da? Da, deci vedeți dumneavoastră în direct, așadar, un pic de absorpție a undelor radio, da? Deci am traversat 13 minute față de Odobești. Deci 3 minute de când absorpția este pe Galați, 3 minute 28. Și vedeți că a început să-și revină. Deci v-am zis, avem răbdare și semnalul crește la loc. Acum haideți să vedem 105, ce a făcut 105. A început să crească. Ne așteptăm așadar în maxim un minut Galațiul să fie tare. Deci 5 minute, cam așa estimez eu toată chestia asta. Mai tare, da, a mai crescut. A crescut și ăsta, uitați-l.
Da? Deci vedeți creșterea semnificativă de la minut la minut, doamnelor și domnilor. Deci ne îndreptăm cu pași rapizi, hai să zic, într-un minut, maxim două minute, la recepție chiar cu RDS pe 101.6, Galați, adică Văcăreni. Fericirea și-abia îți pricep. Vedeți? Ia, hai să vedem 105-ul repede. Acum Cozi este foarte tare, uitați-o. Are RDS deja. Aha. Și Istrița e normală. 103.9, nu-mi dau seama. Ia, e aceeași muzică? Da, este aceeași muzică. Deja se conturează tofologul, deci ăsta într-un minut, două, gata, și revine și ăsta. Galațiu și-a revenit deja. Ia, avem RDS pe 106.4. Deschis. Nu, n-avem încă. Dar deja e aproape de RDS, uitați, 23-25. Deja se plimbă pe semnal de recepție cu RDS. Deci topologul încă mai e. Hai că le urmărim pas cu pas. Mergem mai departe. E adevărat, e adevărat. Chitară cânta. Ce să-ți povestesc? Nu exista birt, nu restaurant, nu bar, nu teatru. Ce frumos se recepționează acum. Ia, hai să vedem Odobeștiul. Oho, oho, ia uite-l cât a crescut Odobeștiul. Deja de la 16 la 20. Deci vă dați seama, doamnelor și domnilor, că este deja interesantă recepția. O minute față de Odobești. Gata, gata. Și a revenit, deci recepție total normală de Galați, are RDS. Cozia gata, s-a mucit Cozia. Așa. Bulgar, deci nu mai am tofolog aici. Aici este Istrița, e crescută, se vede clar. A crescut Istrița de la 47, acum are 50, deci 3% câștig. 103.9, n-am nimica. O 105, gata, și-a revenit. Ce vă ziceam, într-un minut, două, gata, și revine și ăsta. Și 106.4 și închei materialul filmat. Hai să vedem Galați, 106.4. Și E00, PI-ul, adică România Actualități. Gata! Deci v-am zis 24-25, exact limita când o ia RDS-ul.